Soldat în războiul nevăzut De Marius Ianuș. Așadar O crezut careva Că am dat ortu popii? N-or să mă distrugă 20 de securități Dacă nu mă ucid Iceriștii satanei Pot să-i facă mutrei mele Milioane de copii Și să le pune cu capul în jos pe fiecare zid Nu mai mort nu mai lichidat. Ați auzit? Mi-a luat totul, dar am scăpat de toate. Dumnezeu mi-a dat această uluitoare libertate. Aduceți glucoză, târgi și siringi pentru că or să leșine mai mulți securiști. S-a întors Ianuș și face ce vrea el în poezie. Scrie despre legiune și despre ortodoxie dar spaima lor e o mare prostie. Pentru că Dumnezeu mi-a dat această bucurie, mi-a dat să știu, să înțeleg, să simt adevărul de dincolo de mormânt. Uitați-vă la mâinile mele. Nu sunt un om chiar așa de boem. Am cărat lăs cu pâine, am călătorit cât în al odiseei poem. Pe mine nu mă interesează să-mi trăiesc viața. Știu exact ce ar trebui să-mi doresc. Dumnezeu mă va prinde, îmi va curăța fața și mă va învăța să iubesc. Nu sunt un dement, cum zic mulți că aș fi. Nu îmi fac între versuri portrete pustii. Caut să mă rup dintre aceste gânduri fără putere. Caut salvarea sufletului, drumul la mântuire. Știi, eu aș vrea, de fapt, să dau în unor copii. Scritori, scritoare, prefăcuți sau zurli. Vă rog, nu vă duceți pe cele pustii, Ci veniți după mine. Veniți după mine. Mă voi ruga, voi crede, voi ști, Să mă las în bătaie inimii, Să fac următorul pas de pripas, către acela care te lasă fără glas. Dar să vă spun pe unde merge cărarea. În această viață trebuie să învățăm ascultarea. Păcatul e marea care vrea să ne înghită. biserica e corabia, poftele dinamită. Tot ce-i slab se sfărâmă în alumii al șpită. Tineri ai patriei mele, veniți după mine, nu mai mergem la rele. Vă conduc spre tărâm de lumină, spre pacea eternă, să învingem a vieții capcană, răul să cadă în bernă. Vă învați ceva bun, vă dau din a inimii mele putere, lin suspin, mângâiere, să pornim la drum, chiar acum, cu durere, către înviere. Un nou început. Povestea începe, ca de obicei, într-o tristețe propăstioasă, într-o zi în care nu prea știu încotro să o apuc. Doamne, aruncă peste viața mea o haină frumoasă și arată-mi de unde, ce și cum să aduc. Iarna aceasta e lungă și surprinzătoare, cu atâta zăpadă, încât să se bucure și cel mai necăjit copil. Atunci, de ce tristețea, ca o ascuțitoare din sufletul meu mușcă, puțin câte puțin. În mine e păcatul, în mine e izvorul acestei nefericiri. Aprindem, Doamne, inima cu focul adevăratei iubiri. Privire înăuntru de Marius Ianuș. Din trupul meu, bătut cu gheață, nu iese nicio dimineață. Din trupul meu frecat cu spumă, nu iese nicio voie bună. Dar vino, Doamne, și îmi dă pace când Duhul Lumii mă desface. Lucrează-mi, Doamne, mult în fire, că tot ce știu eu nu-i iubire. Anemona, dragostea, poate învinge pe pământ să merg spre fata din inima mea sau să stau în brașov suspinând după ea. În Brașov, pe niște străzi pe care o mers anemona, cobor aceste trepte ale parcului șlafer ca un nou îndrăgostit din Verona. Dar de cine sunt drăgostit? De ce arătare? Pe cine port în a inimii barcă legănătoare? în acest taxiu paradit măicuța Domnului fi tu alături de mine coboară-te tu în inima mea altfel mă voi împiedica în această nedumerire ca anemona în a vorbelor za voi aluneca voi aluneca voi aluneca precum anemona acestuia minții șosea. Ai milă de ea, ai milă de mine, ai milă de orașul ce împreună ne ține. Pe unde scot mâinile din dragostea mea? Fătucă din codlă, anemone la țină, îți spune ceva? Sărmana de ea, sărmana de tine, sărmanul, sărmanul de mine. Orașele satanei ard satanic. Femei înfoforite ca tigresele ies din cluburi de noapte cu fumuri de tantra. Ați vrea să ne împerechem pentru câteva avantaje ca animalele din insula Sumatra. Această lume e tristă pentru că nimeni nu iubește cu adevărat. În măcelării și pe stradă, cărnuri rotunjite sunt scoase la mezat. Cine e mai tare să înfigă colții? cine are mai multe banane, cine se dă cu o mașină mai mare, acel domn e chemat cu o de virale să fie împlântat în organe. Eu vreau să stau pe un postament și să urlu versuri sărbatice. În această junglă, în acest iad dement, Prefer să fiu clovnule, prefer să fiu saltimbance. Duminică dimineața, bisericile larg deschise, îi cheamă pe oameni acasă. Ieșiți din carnea voastră puturoasă de pe străzi, că în cer s-o pus masă, le strigă ele oamenilor care ies mahmuri de supat. Dar unde am fost azi noapte? se întreabă unul, stând în cap, în dulap. Sufletul acestuia E ca mănușa în întoarsă, care i-o căzut din buzunar într-o baltă, de lângă trotuar, dezlănată, spartă, stropită cu noroi de fiecare roată. Când vine zăpada ne mai bucurăm, pentru că Domnul ne înălbește trotuarele, dar Duhul morții nu se duce din oraș. În gânduri plutesc diavolii, banii și poftele. Intermezzo 1 Eram pe o stradă tristă, pe care viața curge ca berea într-o crâșmă. Mergeam încotro se îndreaptă acest poem, adică unde vrea domnul. Ascultam în zgomotul străzii un întreg grec viem. În minte împlutea somnul. În drumul meu, un fel de proclitar, cu talpa goală, dar cu mutre de cizmar, stătea trântit în fund lângă un birt amar la crășma de pe strada surpată în Maidan acest om îți spunea pentru un ban un poem de amor contemporan poem de amor contemporan cu tine niciodată cu mine niciodată în fabrica de ceață să mai deschis o poartă în fabrica de ură s-o mai primit un spor. Iubirea noastră are valențe de omor. Mi s-o dat femeia Cecilia. Am iubit într-un hotel, la Mangalia. Eram triști, fără să știm de mister și priveam aiuristic pe cer. Iubirea e bolnavă, de jale și de dor. Dăm, Doamne, două aripi din ceruri ca să zbor. Femeia mea cutează să-și ascundă fața. Ea vede dimineața, eu nu văd dimineața. În beciul necredinței, în tristul poligon am stat, un vierme al morții înfipt într-un cocon. Da, am lovit cu palma și am lovit cu bâta până-o plătit factura de cablu, seniorita. Eu nu-i mai fac plăcerea acestui crunt să atrap. Durere, îți ordon să te dai peste cap nu vrut căsătorie, deci n-ai o soție. Așa e cu femeia. Dar ce-ți explic eu ție? Mă zbat în trecut ca un flutur anemic, fluturând peste plânsul lui Breivik. Cum să repar, Doamne, ce am făcut? Mai poate fi totul ca la început, când o voi mai vedea pe ginga așa, minunata, fetița mea? și Breivik au fost crescut fără tată, ca ea. Doamne, ai milă de inima mea. Zveruca mă mai știe? Zveruca mă mai știe? Știe că am ținut-o pe palme, ca pe o bijuterie? Orașe pentru mama, orașe pentru tata în tot ce scos din unde, iubirea e ca piatra. Primiți această mărturisire isterică. Eu am lovit-o cu pumnii pe această femeie, deși am știut de la bun început că nu e ușa de biserică. Eu am cerșit iubire și mi s-o dat amar, necaz, lacrimi, amărăciune. Cine ar putea spune câte s-au întâmplat? Doar Domnul, la el toate s-au măsurat. Doamne, nu am știut. Ar fi trebuit să renunț de la început sau să îndrept tot ce trebuia îndreptat de la primul păcat. Salvează-mă tu, cel prea înalt, cel infinit, pe mine, acest urs bazocorit, scuipat și rănit. Doamne, fetița mea e departe de mine, nu mai pot să o văd, Ridică-mă din această nenorocire. Sfârșește acest prăpăd! Ursul acestui circ. Sunt ursul acestui circ românesc. Așa e mai bine? Scriu ce doriți să scriu? Mi-ați luat tot ce aveam să iubesc și mă vreți de viu în sicriu? Ați vrea să mă dresați ca să vă fie bine? să nu se mai audă glasul ăsta mocnit, să stau în bârlog încolțit de jivine, ca și cum aș fi murit? Eu sunt manifestarea acestui circ de ment. Eu nu o să tac niciodată. Nu sunt poet. Sunt o fabrică de armament și v-am scris deja în nota de plată. Neiubirea Lovesc un trotuar sacadat. Doamne, îți mulțumesc! pe acel porcușor agresiv care vinde pornografii la humor, nu mai lăsat să-l bat. Nu mai lăsat să răspund la ură cu ură. Cu legea iubirii nu se dă peste gură. Dar eu cad și iar cad în al neiubirii păcat. Neiubirea e a nesperanței soră. Necredința fată o ură multicoloră scapă-mă din acest păcat, tu, cel necuprins, cel luminos, cel minunat. Trist. Sunt atât de trist, imposibil de trist. Ce va urma în această viață? Doamne, am pierdut tot și nu mai văd înainte nicio dimineață domnica și-o schimba numărul de mobil ca să nu ne mai lege nici a vorbelor ață. Măgura codlei nici nu se uită la mine. Altcineva care ar putea să mă iubească e prea departe, nu ține. Ce să mă fac? Cu ce final fericit să închid această carte? Tristețea mă obosește cumplit. Aș vrea să dorm toată viața. Sunt trist la modul enorm. Mi se întunecă inima, fața. Să mai ies din bârlogul de la humor? Ce mai rămâne, Doamne, înainte să mor? De ce nu vine moartea mai repede? Să mai ies, să las viața, să se depene? Ajută-mă, Doamne! nu mă lăsa în neființă hăcuit și mirat. Oricât te-aș fi supărat, ridică-mă din dorință, spală-mă de păcat. Prin gard Noi privim lumea asta printr-o plasă de sârmă. Noi privim realitatea printr-un gard înghimpat. Doamne, dezleagă-ne Tu din păcat, dă-ne nouă mângâiere, dă-ne nouă putere să facem ceea ce Tatăl ne cere dă-ne o iubire atât de mare, încât să ne ridice cu ea către soare, o iubire curată, nelumească, tare, care să zboare. Cineva care să zboare. Să ne umplem cu duh și să urcăm pe nori. Poeții ar fi putut să fie cei mai buni aviatori, dar s-au stricat, înșirând cuvinte fără minte. Iar călugării sunt puși la munci grele ca să producă cât mai multe lovele. Cine să mai zboare în această lume cu metehne de struță la Domnul Hristos și la sa măicuță? Nu o zis Domnul să nu ne mai necăjim cu căratul, ci doar să-l ascultăm ca pe nimeni altul? Nu ne-o zis că fără el nu putem face nimic? Ascultați-mă un pic! Nu ne-o zis să căutăm mai întâi împărăția și abia apoi să ne obosim împrășcând hârtia? ce e așa de greu să facem odată ce ne-a zis Dumnezeu? Avem nevoie de mai mulți aviatori. Avem nevoie de mai multe fecioare. Avem nevoie de rugăciuni care să ajungă până la nori. Avem nevoie de sute de bucurii animale ca să plecăm în infinitul voiaj către adevăratul soare. Intermezzo 2 Despre cântărețul de lângă birt am mai vorbit. Stătea lângă o bere răsuflată ca lângă o floare, cu acordeonul spânzurat de gât vâslind prin uitare. Era atât de blec, de fără rost și de lipsit de vlagă, încât m-am gândit să-l fac un sandwich și am scris o pancardă. Pancarda omului sandwich. Știința e moarte. Curvia e moarte. Banii sunt moarte. Televizorul e moarte. Încrederea în sine e moarte. Psihologia e moarte. Tutunul e moarte. Alcoolismul e moarte. Mâncarea împachetată e moarte. Cardurile sunt moarte. Codurile numerice sunt moarte, băncile sunt moarte, pornografia e moarte, tăcerea e moarte, duminicile fără mers la biserică sunt moarte, miercurile și vinerile în care nu am postit sunt moarte, bârfa e moarte, judecarea apropelui e moarte. Să nu vrem să vedem cum regele morții le va lua în iad pe ale sale. Rugăciunea e viață, spovedania e viață, liturgia e viață, iubirea de aproapele e viață, milostenia e viață, cele zece porunci sunt viață, lupta cu stăpânul cel negru al acestei lumi e viață, adevărul e viață. Tu de partea cui ești? De atunci, pancarda o fost ființa lui. Fiecare rând, în a vieții cruce, eu mai fost un cui. Ridică-mă, Doamne! Nu o să tac! Tristețea nu-mi poate pune capac! Pustiul lumescului îl știu! O să strig adevărul cât mai sunt viu! Până ce Domnul se va milostivi de mine și mă va ridica în ale sale lumine. Rugăciune. Doamne, ridică-mă din viața mea necăjită. Șterge din mintea, din sufletul și din trupul meu orice ispită. dă mi e să ajung pe un drum ușor la mântuire, chiar acum, fără să mai trec prin al vieții mele foc în neștire. Alungă pofta, alungă tristețea, alungă sărăcia, ia-mă acolo unde toate or primit veșnicia. Lasă-mă la marginea marginii raiului, pe un covor de verdeață, ca pe un cățel bezmetic, să mă bucur, din când în când, de-a ta față. Cu mintea la cer La cer să mă uit, celor ce îmi tot strigă, felurite tâmpenii, să nu le mai răspund. Mintea mea să se ducă în sus, viața mea să capete substanță, toate aceste lanțuri ale lumii îs, a necuratului împleticită stanță, cu mintea la cer, cu gândul în sus, încărcat de mister, să merg spre Isus. Deschideți fereastra acestei lumi. Deschideți această lume care mi-ascunde soarele. Sunt ca un bețiv rătăcind pe o cale ferată, ca un boxior pe care nu-l mai țin picioarele. Deschideți-mi! Recunosc, mintea mea cea nemernică e vinovată. Deschideți-mi, vreau să mă întorc cât mai degrabă acasă. Am văzut tot ce-mi poate da, al lumii împopoțonată mireasă, în vaca aceasta răzvrătită și grasă, în această zdreanță, e moartea, e viața mea falsă. Deschideți-mi, eu știu că nu aici îmi voi găsi jumătate. Aș vrea pe un covor de verdeață, în cerul prelung să fiu lăsat să plâng din belșug, până uit că am fost viu, că am trecut prin toate acestea, că necuratul îmi ascundea mereu care este cu adevărat povestea. Celor care nu cred, eu pe tavanul minții mele l-am văzut cu adevărat pe Hristos, ca pe cupola unei biserici pictat frumos. Se auzea o muzică neauzită. De pe cupola minții mele, varul căzuse într-o clipită. O, Doamne, marele meu Dumnezeu, parcă eram o biserică eu. Sau când m-am trezit în lunca prigoanei și am auzit glasul conștiinței și apoi glasul satanei, clar, răspicat, fără dubii, fără să fiu beat. Glasul despre care îmi vorbise părintele stareț. Exact. Glasul conștiinței mele. Apoi, glasul lumii. Sau când la Roma, într-o mașină, îngerul mi-a vorbit despre iubire și milă. Ce vreți mai mult? Ce mărturii să vă mai aduc ca soldat în războiul nevăzut? Fără Dumnezeu nu puteți face nimic. Ascultați, ascultați ce vă zic.